Efectuați. Uite, știți câte tablă, da? Înmulțire. Așa. 3 ori. 3 ori 2 pe 7. Ori 2 supra 7. Perfect. Egal cu, da? 2 supra 7. 2 supra 7, ai zis, nu? Da. 3 ori 2 supra 7. Bun. Mai atenționat ce vrei tu să faci. Vrei să vorbim despre fracții? Da. Asta e. Vezi? Am înțeles. Fracții. Fracții, operații cu fracții. Da. Așa. Uite cât de clar este. Acum, dacă eu închid telefonul și pot vorbi, tu mă auzi acum? Să aud și la calculator? Ia vezi tu. Hai să închidem telefonul. Da. Deci închidem telefonul și vă vorbesc de fracții întâi și o să-ți povestesc eu multe lucruri despre fracții și pe atunci o să înțelegi exact ce vreau să spun eu, da? Și o să vă-ți vină foarte ușor să faci lecțiile. Așa. Dacă apare ceva care nu ți este ție clar, poți să-l ridici cu telefonul. Da. Da? Da. Bine, drăguță. Uite, eu mă apuc de... Închidem telefonul, bine? Da. Bun. Deci, Cătălina, mi-a plăcut de treabă. Iată ce mă întreb tu. Să facem operații de acestea cu fracția. Mai întâi să-ți vorbesc de fracții. Deci fracția este o scriere de așa asta. Ca să vorbim de o jumătate de măr, scriem 1 pe 2. Deci, ăsta îmi spune, îmi cheamă numitor, îmi spune în câte să-l împar cu ăsta de sus. Ăsta se cheamă numărător. Da? Numărător și numitor. Numitorul îmi spune în câte părți se împart ce este sus. Da? Deci, fiindcă e unul, adică dacă ne echipim un măr, să-l împart în două. Deci, sau dacă este un cerc, da? E vorba de jumătate de cerc. Da? Jumătate de cerc. Ce înseamnă 1 pe 2? Asta. Da? Sigur că tot atât de mult este și asta. Da? 1 pe 2. Dacă a scrie 1 pe 4, înseamnă că întregul va fi împărțit în 4. Deci o să avem, iată să iau tot sub formă de cerc, întregul, și îl împart în 4 părți. Și atunci eu doar atât iau. Asta e pătrime. Da? Așa este o pătrime. Deci, numărătorul se împarte la numitor. Practic, a scrie o împărțire, în loc să scriu 7 împărțit la 4, scriu 7 pe 4. Este același lucru. Da? Este forma aceasta de scriere a împărțirii de mai sus. Acum care am înțeles așa, suntem foarte, foarte încântați că ne limbe de ce înseamnă fracții. Deci înseamnă numărătorul se împarte la numitor. Nu o împărțire. O fracție înseamnă o împărțire. Așa că acum am să mă duc să povestesc ceva despre fracția următoare. 1 supra 2, care e jumătate de cerc, care înseamnă o jumătate de măr, o jumătate de pâine. Ei, să știi tu că 1 pe 2 este același lucru cu 2 supra 4. Deci, 1 împărțit la 2, e jumătate de măr, e că parcă aș face 2 mere, pe fiecare împărțit în 2, deci 4 bucăți de același obține. Dar tot jumătate sunt acelea. Da? Deci e foarte, foarte interesant că fracția 1 pe 2 este același lucru cu 2 pe 4. Dar cum am obținut-o? Păi cum? Simplu. Am înmulțit cu 2 aici. Atât numărătorul, cât și numitorul. Deci,
Când transformăm o fracție într-una echivalentă, operația asta presupune să înmulțim cu 2 și numărătorul și numitorul. Tot atât de bine este, aceeași valoare înseamnă, dacă spun 3 pe 6, adică am înmulțit cu 3 pe asta de la început, da? Sau tot atât de bine înseamnă 8 pe 16. Ce am făcut? Am înmulțit cu cât acum? Cu 8. Sau pe 2, sau cu 4 pe asta. Când am mulțit cu 8, am făcut 8 ori, nu 8. Și 2 ori 8, 16. Sau dacă am mulțit tot asta cu 4, 4 ori 2, 8, 4 ori 4, 16. Se cheamă astea toate și așa mai departe. Se cheamă fracții echivalente. Fracții echivalente. Echivalente. Adică, e același lucru ca valoare. Da? Același lucru. Ori asta, ori asta, ori asta, ori tot un, tot o jumătate de pâine reprezintă ca valoare. Sau o jumătate de măr. Fracții echivalente. Deci cum se obțin? Dintr-o fracție, alte fracții echivalente. Prin înmulțirea atât a numărătorului cât și a numitorului cu același număr. Cu același număr și numărătorul și numitorul. Asta e povestea cu fracțiile echivalente. Eu mă tot uit, stau, atunci mă uit în cameră, la tine, stau de vorbă cu tine, da? Dar mă uitam în monitor acolo și mă uitam în monitor, dacă se vede și cum se vede. De aceea, am apărut perioadele acestea când am stat și mă uitam mai în monitor. Draga mea, Cătălina, ai înțeles ce înseamnă fracții? Sigur că ai înțeles. Ce înseamnă fracții echivalente? Categoric ai înțeles. Acum, sigur, suntem nevoiți să lucrăm cu aceste numere, cu fracțiile acestea. Să lucrăm. Să, ce să facem? Să adunăm, să le scădem, să le înmulțim, să le împărțim. Iată operații pe care trebuie să le facem cu fracții. Așa că o să intitulez acum, după ce ți-am vorbit despre fracție, acum să zicem operații, operații cu fracții. Operații cu fracții. Și mai întâi, prima operație, adunarea. Adunare. Adică putem aduna două sau mai multe fracții. Sigur că da. Iată, dacă adunăm 1 pe 2, plus încă o dată 1 pe 2, aș mai zice o jumătate de pâine, plus o jumătate de pâine, da? Sau o jumătate de măr și încă o jumătate de măr, fac mărul 3, nu? Fac 1. Dar 1 acela poate fi văzut a fiind 2 pe 2. Că 2 împărțit la 2 este egal cu 1. Adică 1 ăsta de unde o fost obținut? Din 1 plus 1. 1 plus 1 supra 2. Ce fericiți suntem! Extraordinar! Cum se adună două fracții? Două fracții care au același numitor. 2, 2. Scrim numitorul, 2, și adunăm numărătorii. Simplu. Foarte simplu. Da? Cum adunăm două fracții? Dacă au același numitor. Să aibă același numitor. Asta e povestea. Dar noi, pentru început, mergem cu ideea asta. Au același numitor. Scrim numitorul și adunăm numărătorii. Iată să mai luăm un alt exemplu. O pătrime plus o pătrime plus o duime. O pătrime plus o duime. Greu aici. Nu m-au același numitor. Asta e. Nu m-au același numitor. Una are 4. Adică eu înțeleg așa. O pătrime. Cum ar fi fost, nu? Asta. Plus o duime. Adică din cercul acela și o doime. Altfel spus, doimea să o punem aici. Deci o pătrime și după aceea să pun doimea asta. Păi cât fac? Fac 3 pătrime. Că asta e jumătate. Am luat-o și pe asta de aici, am pus-o aici. Deci în total, imaginea, rezultatul, va fi 3 pătrimi. 3 pătrimi care înseamnă
jumătatea dinainte, da, jumătatea dinainte, și plus sfertul acela, da, și s-au trei pătrimi, trei bucăți de stele. Sunt trei, da, într-adevăr sunt trei. Uite-te, uite-te, sunt cele trei. Una, două și trei, da, sunt trei pătrimi. Foarte tare, dar cum s-a obținut? Care a fost meșteșugul? Hai să deslușim acum. Deci o pătrime, de luăm de nou, plus o doime, dacă aș fi și aici la doimea asta, să fie tot patru anumitor, aș fi foarte încântat. Vezi? Aș vrea neapărat să fie la anumitor tot patru. Dar n-am șmecherie asta. Că pot să fac din doime, să fac două pătrimi, care e același lucru. Deci o să amplific pe asta cu 2 și ea se duce aici în 2 pe 4, da? E 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4 și când îmi dă, simplu, au același numitor, 4 și 1 și cu 2, 3. 3 pe 4. Asta era. Vezi tu, Cătălina? Asta era. Asta e șmecheria. Că de-aia te-am învățat eu ce înseamnă fracții echivalente, pentru că aveam nevoie aici. Când nu au același numitor, trebuie să facă șmecheria asta să le aduc la același numitor. Ai luat una, da? Hai să zicem. 3 șeptimi plus 2, 2 șeptimi. Foarte fericit aici. De ce sunt foarte fericit? Că au același numitor. Și apoi zic, 3 plus 2, supra 7 și face 5 pe 7. Terminat. Foarte bine mă discut. Și scăderea tot așa facem. O operație care este acolo. Dacă aș fi spus 3 șeptimi minus 2 șeptimi, este ca și cum a spus 3 scăzut 2 și îmi dă o singură șeptime. Foarte, foarte clar. Deci acum la scăderea, asta e tot mecanismul. Să fim fericiți să avem același numitor. Cum avem același numitor? Toate sunt perfecte. Deci asta trebuie să se întâmple. E foarte, foarte important. Hai să mai facem totuși câteva. Mai facem o lună, ca deci fie două sau trei operații de astea. Adică, uite, 3, 5, plus 3, 10 și minus o doime este egal. Și aici sunt foarte frământat că n-am același numitor. N-am. Care dintre ele se pare că 10 ar fi cel mai bun? De ce? Că 10 se împarte și la 5 și la 2. Da? 10 e 2 ori 5. Și atunci înseamnă că dacă aici am să amplific fracția asta cu cât? Cu 2. Și pe asta cu cât s-o amplific, Cătălina? Cu 5 ai spus, da? Cu 5, sigur că da. Atunci, iată ce devine. Asta devine 3 ori 2. 6 pe 10 plus 3 pe 10 și minus 5 pe 10. 5 pe 10. Și iată-ne, că suntem acum în momentul acela minunat, când toate fracțiile au 10, scriem numitorul 10 și la numărător scriem exact 6 plus 3 minus 5. 6 plus 3 minus 5. Și rezultatul este 9 minus 5, 4 pe 10. Și Cătălina, putem lăsa așa, da? Fracția asta se poate aduce într-una echivalentă. Acum simplificăm. Mai înainte amplificam cu 2, cu 3, acum simplificăm printr-un 2. Și dacă împărțim printr-un 2, cât prin 2, 2 e divizorul comun și al lui 4 și al lui 10. Adică și 4 se parte la 2 și 10 se parte la 2. Și rămâne 2 pe 5. Da? 2 pe 5. Iar pe răspunsul corect, la această operație care am făcut-o pe urmă. Deci, care e ideea? Ori de câte ori avem de adunat
sau scăzut mai două sau mai multe fracții, nu ne speriem. Trebuie să facem așa fel încât să aflăm, să fie jos la numitor același lucru. Numitor comun spunem. Aducem fracții la același numitor comun. Adică numitorul să fie comun tuturor fracțiilor. Da, asta e povestea. Și atunci, în condițiile astea, iată cum am să mai iau un exercițiu și să vedem. Uite, 2 plus 3, 5 minus 7 supra 14 plus 3 supra 2 este egal cu. Mai dificil aici, parcă. Numitoare astea sunt ciudați. Ăsta cel puțin nu are. Nu are, dar îi pot să spun că e 1. Pot să spun eu că e 1. 2 supra 1. Deci dacă nu are, spunem noi că 2 împărțit la 1 face 2. Și atunci numitoare sunt 1, 5, 14 și 2. Ce număr se bată și la 14 și la 5 și la 2? Nu prea bine. De aceea, mănâncă fracția asta 7 pe 14 mai poate fi lucrată. Nu este ireductibilă. Are ca divizor comun pe 7. Așadar, și numărătorul și numitorul sunt parte prin 7. Și o putem duce la una mai mică, cum nu? Împărțim la 7 la una echivalentă. Așadar, ce spunem acum? Că împărțim prin 7 și numărătorul și numitorul. Asta 2 pe 1 rămâne, 2 supra 1, plus 3 pe 5, așa, minus 7 părți la 7, 1 supra 2, că 7, 14 împărțit la 7 face 2, plus 3 pe 2, și la 8. Măi, Cătălina, dar acum e mai simplu, mă. Pentru că numitorul comun care ar fi? Ce număr s-ar împărți exact? Cel mai mic număr. Cel mai mic ar se împărți la 5 și la 2. Și la 5 și la 2. Că unul se înțelege. 10 este. Sigur că da. 10. Așa pun aici că e 10. Și am să spun aici că pun numitorul comun 10. Acum pe 10 îl împart la... Ca să fie mai ușor. Hai să fie mai ușor. Da, trebuie să vedeți să ne fie foarte clar. Am mărit-o un pic ritmul aici. Și să vedem cum anume. Filmulețul ăsta, care îl facem acum, este înregistrat și îl vom publica pe YouTube. Tu, Cătălina, nu ești aici lângă mine, așa cum ai văzut în filmulețul acesta și învăț foarte mulți copii care accesează, o mămică a venit și anul trecut cu copiii ei, cu fetița ei și în felul ăsta făceam lecții împreună, direct. Dar lecțiile acestea le găsești. Nu te-am găsit acum, Cătălina, erai pe prof online la lecțiile de matematică la clasa a 5-a, pentru că tu aveai nevoie de niște informații. Vrei să vezi cu operațiile astea cu fracții, cum se face. Bănesc că ai găsit acolo și așa fac foarte mulți copii care știu, dar cei care nu știu. Beți de ei. Se strofocă, se chinui și se caută. Dar nu știu unde să caute, că nu știu de prof online. Da? E să vedem. Acum, eu am să spun că am grăbit un pic de ritmul și fiindcă 10 la mai, așa, 10 împărțit la 1 cu 10 amplificăm aici, 10 împărțit la 5 cu 2 amplificăm aici, hai să punem aici, punem în față când amplificăm, da? Aici, aici, cu cât am cu 2, aici cu 10, Cătălina. Aici cu 2. Aici cu cât cu 5. Și aici iarăși cu 5. Că 10 părți la 2. Și atunci, fracția e devin. Cum ai spus tu? 20 pe 10. 10 ori 2. Deci 20 supra 10. Plus 2 ori 3. 6 pe 10. Plus 6 supra 10. Minus 5 pe 10,
minus 5 supra 10 și plus 15 pe 10 plus 15 supra 10. Și acum, sigur, numitorul este 10 peste tot, eu pășisem peste etapa asta, am vrut să scriu deodată 10 și acum aici trebuia să scriu 20, de 10 ori 2, 20. Deci sărisem peste etapa asta, deci că mi s-a părut mie că pierd mult timp. Obișnuit să fac asta tot timpul, să sar peste asta. Dar pentru început am insistat pe chestia asta. Așa de 20, 2 ori 3, 6, plus 6, minus 5, așa, și plus 15, este egal cu și 26 minus 5 face 21 și cu 15 36. 36 supra 10. Știți, și aici este foarte important la adunări, scăderi de acestea, eu zic așa, 15 scăzut 6 face 10 și cu 20 10 și cu 20 30 și cu 6 36. Fiecare adun cum cred el că vine mai ușor. Ne adunăm și în ordinea care sunt ele acolo, dar dacă ne vine minte, ne vin minte idei de astea rapide, sau aici 6 scăzut 5, 1 și cu 15, 16. 16 și cu 20, 36. Nu are importanță. E important să facem cât mai repede. Am filmat acolo și ne facem tot felul de asociere încât să dăm rezultatul cât mai rapid. Aici nu trebuie să pierdem timp. Sigur că 36 pe 10 mai poate fi simplificată. Adică micșorăm măcar prin 2, că 36 se împarte la 2, 10 se împarte la 2, și atunci iată cât devine aici, devine cât o dată, 18 supra 5. De acum, asta este ireductibilă, nemsimplificabilă, 18 pe 5, așa îngheață. Sper că te-am convins, Cătălina, cât de interesant și de frumos știm sau noi să vedem fracții. Deci nu mai avem niciodată nicio emoție. Ori de câte ori avem de făcut mai un set de operație și astea, de adunări scăderi, este totul la îndemână. Bun. Haide acum să facem un lucru. Să ne ducem la operația cealaltă, înmulțirea. Cu asta mai provocat tu, asta era problema ta, întrebarea ta era cum să înmulțim două fracții. Deci, cât privește problema adunării, am văzut. Trebuie să facem tot felul de șmecherii încât să avem același uitor. Și dată, totul este la îndemână. O să mai stăm noi de vorbă cum facem șmecherile astea. Dar deocamdată, ideea importantă am vrut să-ți o comunic. Așa că... Știți, încât de tabla ca să surce și să... Aici, când aveam mămica sau comicile, care erau prezente aici, de vezi un film, repede, ieșeau pe rând, ștergeau tabla. De fapt, lecțiile acestea sunt o dovadă îngreitoarea modului în care părinții se implică și își doresc foarte tare să-și rezolve problemele copiilor. Da? Ce frumos este să stai acasă și să-ți faci lecția. Deci, fără să te mai duci la meditator, tu te ajungi, când ajungi, întârzi, pe drum. Asta pot face toți copiii din toată țara. De oriunde ar fi ei, dacă se face cunoscut blogul Profo Online. Așa pot toți să-și facă lecția cu multe ușurință. Așa că, continuăm acum. Sigur, lecția asta e făcută. Operație cu fracții. Dacă dădeai pe Google operație cu fracții, tu știind acum la Profo Online, zinte, e găsut lecția asta. Poate nu chiar în limbajul ăsta. Dar când m-am străduit eu, cred că așa am făcut. Și altă dată. Acum, hai să vedem ce ar însemna 3 ori 1 pe 2. Dar ce înseamnă 3 ori 5? 3 ori 5 înseamnă, de 3 ori 5 înseamnă 5 plus 5 plus 5. Da? Face 15. Asta în numerele naturale. Da? Dar în numerele fracționare, cum gândim? Păi la fel, de 3 ori 1 pe 2. Deci poate fi văzut 1 pe 2 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Adică de câte ori? Au același numitor 2. Știu șmecheria. Pun pe 2 și sluzic cu 1 plus 1 plus 1. Și face
3 pe 2. Foarte tare. Deci cum s-a spus, 3 înmulțit 1 pe 2 a fost egal cu 3 pe 2. Eu mai pot scrie așa, că 3 ori 1, de 3 ori 1, supra 2. Deci de acolo cu mine. Care poate fi scris și altfel. 3 supra 1, că lui Asbiv 3, eu văzut ca o fracție. 3 supra 1, ori 1 pe 2. Și cât am dat? 3 ori 1 supra 2, adică 1 ori 2. Aici pot să spun 1 ori 2. Sigur că da. 1 ori 2. Că tot 2 face. Și este egal, deci, cu 3 ori 1 supra 1 ori 2. Foarte tare. Iată-ne cum am găsit noi. Am găsit momentul acesta de... Iată, cum se mulțesc două fracții? Cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. E simplu, foarte simplu. Ei de sus între ei și ăsta de jos între ei. Da, îmi place ideea. Vă să zic că 5 pe 6 ori 3 pe 2 este egal cu cine? 5 ori 3, 15. 5 ori 3, ca să parte toată lumea, 5 ori 3 supra 6 ori 2. Care face 15 supra 6 ori 2, 12. Și dacă cumva fracția asta se mai poate simplifica, sau zice mai una ireductibilă, păi se simplifică prin 3. Se împarte și numărătorul și numitorul. Deci prin 3 o simplifică. Și face 5 supra 4. Deci, răspuns corect, 5 pe 4. Asta e rezultatul mulțirii celor două fracții. Da? 5 pe 4. Măi, dar am mulțit, am făcut aici și la sfârșit am simplificat. Nu mai degrabă simplificam mai aici? Adică, de ce să mulțesc 5 ori 3 și 6 ori 2? 6 cu 3 se poate simplifica. Și rămâne aici un 2 și aici 1. Și atunci eram 5 ori 1, 5. 2 ori 2, 4. Da. Sau, mai în urmă, aici puteam face 3 cu 6. Și rămâne 2 și aici 1. Că 3 împărțit la 3 face 1. 6 împărțit la 3 e egal cu 2. Și 5 ori 1, 5. Și 2 ori 2, 4. Da. La mulțirea fracțiilor. Așa, numărătorii între ei. Dar dacă avem șansa simplificării, ceva de sus, de la una din fracții, la numărător, și ceva de jos, la numitor, face simplificările. Deci, înainte de a face mulțirile, facem simplificările. Pentru că lucrăm cu numere mici, Cătălina. Și ne luăm de mână, e comod. Ce fericiți suntem. Da? Dar de aceea facem simplificările. Așa, da. La întrebare, nu știu dacă era pe 1, pe 2, n-are importanță, dar tu ai înțeles acum. Și acum să mai facem încă câteva, încă o perioadă. 14 supra 9 ori 3 supra 7.